Vorbesc astăzi despre teoria modernă a portofoliilor, care este un model matematic prin care un portofoliu de active financiare sau investiții este ales în așa fel încât să se maximizeze câștigul relativ sau rentabilitatea medie și să se reducă riscul. Teoria se bazează pe conceptul că un portofoliu diversificat are un risc scăzut. Economistul Harry Markowitz a introdus această teorie în eseul său din anul 1952, primind premiul Nobel pentru economie. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 3 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Acum, în aprilie, Bulgaria și Chile și-au scăzut puțin dobânda de referință. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea pieței financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 66,8% și sub medie 33,2%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Azi mai pe seară va avea un discurs președintele Rezervei Federale, domnul Jerome Powell. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După cum se vede, ieri majoritatea companiilor au scăzut, mai puțin sectoarele energie și materiale. Ca urmare a cutremurului care a lovit Taiwan și a atins un punct sensibil din lanțul global de aprovizionare. Indicele volatilității VIX la 9 zile a deschis cu gap ascendent în ultimele 2 zile, dar încă se încadrează într-un trend lateral de nivel scăzut. Indexul Fear & Greed este la 63, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au deschis ieri cu gap descendent, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care se află la maxime istorice. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce dispozitiv folosiți pentru a urmări acest episod? Televizor, tabletă sau telefon? Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Teoria portofoliului a lui Harry Markowitz, cunoscută și sub numele de teoria modernă a portofoliilor, este o teorie fundamentală în domeniul finanțelor care oferă un cadru conceptual pentru construirea de portofolii eficiente de investiții. Principiul fundamental al teoriei moderne al portofoliilor este diversificarea, care constă în investiția în mai multe active diferite pentru a reduce riscul total al portofoliului. Diversificarea se bazează pe ideea că riscurile specifice ale diferitelor active nu se corelează perfect, ceea ce înseamnă că pierderile din unele investiții pot fi compensate de câștigurile din altele. Un portofoliu care oferă cea mai mare rentabilitate așteptată pentru un nivel dat de risc sau cel mai mic risc pentru o rentabilitate așteptată specifică este un portofoliu eficient. Rentabilitatea unei investiții sau activ pe o perioadă de timp este o măsură care estimează câștigul unei investiții relativ la investiția inițială. Dacă doriți să aprofundați formulele matematice, vă invit să vedeți pe Wikipedia pagina dedicată teoriei moderne a portofoliilor. Frontiera eficientă este o curbă care ilustrează combinațiile posibile de rentabilitate așteptată și risc pentru toate portofoliile eficiente. Modelul Markowitz este un model matematic care utilizează variația și covariația activelor pentru a identifica portofoliile eficiente. Investitorii trebuie să echilibreze riscul și rentabilitatea în funcție de aversiunea lor la risc,
Un investitor mai tolerant la risc poate opta pentru un portofoliu situat pe partea superioară a frontierei eficiente, unde rentabilitatea așteptată este mai mare, dar și riscul este mai ridicat. Pe de altă parte, un investitor mai prudent poate alege un portofoliu situat pe partea inferioară a frontierei eficiente, unde riscul este mai mic, dar și rentabilitatea așteptată este mai scăzută. Diversificarea este un instrument esențial pentru reducerea riscului portofoliului. Există diferite metode de diversificare, cum ar fi investiția în diferite clase de active, cum sunt acțiunile, obligațiunile, imobiliarele, sau diversificarea pe diferite sectoare ale economiei sau pe diferite regiuni geografice. De exemplu, o persoană care investește toți banii în acțiunile unei singure companii își asumă un risc semnificativ. Dacă compania se confruntă cu dificultăți, investiția poate pierde semnificativ din valoare. Diversificarea prin investiția în acțiuni ale mai multor companii din diverse sectoare poate reduce semnificativ riscul portofoliului. Frontiera eficientă ilustrează trade-off-ul dintre risc și rentabilitate. Un investitor care dorește o rentabilitate așteptată mai mare va trebui să accepte un risc mai mare. Teoria portofoliilor lui Markowitz are o serie de limitări, cum ar fi dificultatea de a estima cu exactitate riscul și rentabilitatea fiecărui activ. O altă limitare este ignorarea factorilor calitativi, precum managementul companiei sau perspectivele industriei. De asemenea, nu ține cont de ipoteza de raționalitate a investitorilor, care nu este întotdeauna realistă. Teoria portofoliului lui Markowitz este un instrument important pentru construirea de portofolii eficiente de investiții. Este important să se ia în considerare limitările teoriei și să se utilizeze în combinație cu alte instrumente și strategii de investiții. Voi continua să postez două videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Link-ul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!